Aducem la cunoștința opiniei publice că astăzi fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova, deputații din această fracțiune au semnat un proiect de lege pentru amendarea articolului 78 din Constituție privind alegerea directă a președintelui Republicii. Prima semnătură pe acest proiect este a președintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova, a deputatului în Parlament, domnului Vlad Filat. Conștientizând faptul că modificările care au fost operate în anul 2000 au creat un model constituțional deficient și respectiv a produs blocaje pe parcursul anilor. Astfel, primele trei tentative de alegere a președintelui Republicii Moldova în anul 2000 au eșuat, fiind declanșate alegeri anticipate. De asemenea, și Parlamentul de Legislatură a 17-a nu a reușit să aleagă președintele Republicii, acesta fiind dizolvat de către șeful statului în iulie 2009. Tentativele de alegere a președintelui Republicii din noiembrie 2009, din decembrie 2009,